Obiecte vechi de artă și decorative, ceasuri, porțelanuri, sticlărie, cărți, bijuterii, obiecte tehnice, numismatică. Toate stau alături de ceasuri și pendule din secolul trecut, tablouri vechi, gramofoane și patefoane, mașini de scris de la începutul secolului 20, alături de care tronează vechiul fier de călcat cu jar al bunicii. Unul dintre participanții tradiționali ai târgului spune că includerea acestuia în evenimentele de 1 mai de la Malul Mării este binevenită, mai ales că la București, de unde vine el, astfel de manifestări nu sunt prea bine primite. Venim cu drag în fiecare an de 1 mai, deoarece în București este foarte greu să avem manifestări culturale. Ei n-au sărit dincolo de granițe să vadă în Italia, în Germania, sunt târguri zi de zi. Noi am venit cu diverse obiecte decorative pentru doamne, domnișoare, insigne, monezi. La rândul său, Mirela Dogaru, organizatorul târgului de antichități, spune că de la ediție la ediție, târgul se bucură de participarea mai multor exponanți. Am revenit cu prima expoziție pe acest an de antichități, după ce anul trecut am avut târgul de antichități a avut un impact foarte bun din partea locuitorilor Mangaliei. Care pe această cale mulțumesc din tot sufletul, în sprijină inițiativele de a aduce ceva inedit și în orașul nostru, chiar dacă e mai micuț. Colecționarii au venit din București, din Buzău, din Iași, au venit, uitați, cu cărți vechi, cu tot felul de minunății, cu coifuri, cu insigne. Târgul este deschis localnicilor și turiștilor până luni inclusiv.